Rareș Bogdan ar fi inclus în ancheta procurorilor DNA privind dosarul de la aeroportul Otopeni. Printre cei implicați se numără un apropiat al lui Rareș Bogdan, care ar fi făcut un denunț pe numele europarlamentarului. Georgiana Murgilă știe toate informațiile. Georgiana, bun găsit! Bun găsit, dar iată, este vorba despre această anchetă amplă în care se vorbește de sume impresionante. Vorbim despre șpăgi de aproximativ 22 de milioane de euro. Atât ar fi cerut acest afacerist pe numele său, Cristi Bălan, prin intermediul unui fost director de la aeroportul Otopeni. Celor care dețin, iată, firme în incinta aeroportului, firme prin care comercializează produse de înfrumusețare sau, iată, produse alimentare. Alimentare sau vestimentare. E bine, este vorba despre un afacerist foarte controversat, care are relații suspuse, de altfel așa ar fi și promis acelor directori de societăți comerciale, care are relații până la guvern, până la Ministerul Transporturilor, însă strâns cu ușa la DNA. Acesta ar fi menționat chiar numele europarlamentarului Rareș Bogdan. Așadar, este posibil ca în următoarea perioadă să-l vedem pe europarlamentar la Direcția Națională Anticorupție să dea cu subsemnatul, însă știm foarte bine că va fi cale lungă în cazul în care se va demonstra că acesta ar avea vreo legătură cu această anchetă până la punerea lui sub urmărire penală, pentru că are imunitate din partea Parlamentului European. Mai mult decât atât, se vorbește, iată, despre sume impresionante, iar Cristi Bălan nu este deloc departe de oameni suspuși cu funcții înalte în stat, pentru că în trecut acesta a mai fost anchetat și pentru alte intermedieri de șpăgi. Vorbim despre un dosar de la DNA Suceava. Mai mult, acesta avea relații apropiate cu un fost șef de la Agenția Națională de Integritate și la un moment dat a deținut o afacere chiar cu un fost procuror al Direcției Naționale Anticorupție. Este denumit în presa tabloidă, dacă vreți, miliardarul din umbră, din cartierul milionarilor, pentru că acesta deține o casă într-un cartier exclusivist din nordul capitalei și acesta acolo s-ar întâlni cu foarte mulți funcționari publici și oameni cu funcții înalte din statul român și ar pune la cale diverse astfel de șpăgi. Acestea sunt evident informații vehiculate în spațiul public. Vom vedea dacă se adeverește, iată, vreo întâlnire a lui Rareș Bogdan cu acest individ și de asemenea dacă acesta va fi chemat în următoarea perioadă la DNA. Da, mulțumesc că Rareș Bogdan fără îndoială neagă toate aceste acuzații, implicații. Aici să vedem un dosar mare, greu. Domnule Surugiu. Doamna Cristina, ce pentru mine mai tragic și nu numai pentru mine, pentru toți românii, e că țara asta sau în țara asta nu pot să facă afaceri decât cei care sunt apropiați, lipiți de politicieni, înțelegeți? Pentru că nu poți să-ți faci un plan de business, nu poți să-ți obții un spațiu în aeroport dacă nu dai șpagă. Eu nu știu dacă are și implicat și nici nu vreau să spun, să probeze procurorii, că de-aia e treaba lor, dar văd situația generală, da? Deci nu poți să fac, nu-i încurajat capitalul românesc, da? De ce Dumnezeu pentru un libanez, de exemplu, la hectar, statul român a dat hectarul de pământ și libanezul de 350 de kilograme de porumb și pentru un inginer care termină agronomia acum, un tânăr român care vrea să se încăpățânează să rămână în țara asta, îi cere statul 2500 de kilograme de porumb. Dumnezeu, sunt normal oamenii ăștia la cap? Nu! Sunt anti-români, din păcate, da? Oamenii ăștia trebuie să plece în masă de la guvernare. Să putem schimba ceva în țara asta. Vedea dacă reușim, este în direct cu noi și mulțumesc pentru asta jurnalistul Bogdan Chiriac. Domnule Chiriac, ce să fie cu astfel de oameni care, nu știu, poate se laudă, poate nu. Ceva mai devreme am vorbit cu Rareș Bogdan, care îmi spunea că nu are nicio legătură, nu știe nimic de asta, nu a fost chemată la DNA. Iată totuși oameni care se duc, nu știu, dau cu subsemnatul și se laudă că sunt în legătură cu politicieni. Doamnă, că sunt legături cu politicieni, nu există nicio îndoială. Că e în legătură sau că are un rol Rareș Bogdan, eu deocamdată mă îndoiesc că Rareș Bogdan are ceva de-a face cu chestiunea asta. Și mă îndoiesc fiindcă Rareș Bogdan, după știința mea, n-a fost niciodată ministru al transporturilor. Deci aeroportul Otopeni se subordonează Ministerului Transporturilor.
Inclusiv ce încercau să facă, spațiile comerciale din interiorul aeroportului european să le prelungească contractele fără licitații. Lasă că dacă iei și licitația dinainte, probabil că găsești mulți morți în dulap, ca să spun așa, dar probabil că există o explicație de ce costă, nu știu, 5 euro, 8 euro o cafea pe aeroportul Otopeni. Probabil că există o explicație și când cerci pagă 22,5 milioane de euro, probabil că, mă rog, ai de unde ca să dai astfel de șpagă. Deci, eu înțeleg că Rareș Bogdan a deranjat foarte mult în ultima vreme. A îndrăznit să spună adevărul pe față despre Bogdan Aurescu, a îndrăznit să spună adevărul despre multe lucruri în privința guvernării și a partidului din care face parte. Acum să vedem ce este în dosarul ăsta de la DNA, despre care și noi, ca și voi, înțeleg că are o reverberație foarte puternică. Adică rădăcinile merg până departe, ceea ce era de așteptat. În plus, nu e un secret, doamna Șincai. La fel cum în cadrul ASF se știa de 5 ani de City Insurance și Euroins, se știa, însemna două treimi în piața de asigurări românească și toată lumea știa că acolo nu e treaba cușă. Și, gata, s-a dat faliment, 1 miliard de euro plătește statul român și cetățenii români care au rămas fără asigurare. La fel și cu aeroportul Otopen, cu duty free-ul de la aeroportul Otopen, se știe de 20 de ani. Bun, la un moment dat s-a mișcat și DNA-ul să salutăm acest lucru, e foarte bine, un nou șef la DNA care înțeleg că e o persoană competentă și care, mă rog, nu e aplicată către hashtag. Deci acolo faptele sunt convins că există. E, acum să vedem cine este implicat.